Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun regăsit la Constanța News TV, sunt Victor Radu. Invitatul meu de astăzi a fost ales deputat în funcție prima oară în 2012 și reales apoi pentru al doilea mandat în 2016. În tot acest timp a avut 145 de propuneri legislative, din care 48 au devenit chiar legi. Lângă mine se află deputatul în funcție, Mircea Dobe, din partea Partidului Pro-România Constanța, candidat pentru încă un mandat. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Haideți să începem pe scurt să vorbim despre principalele puncte din programul de guvernare propus de Pro-România. Singurul partid, cel puțin până în momentul de față, care și-a anunțat un premier, a avut o propunere de premier în persoana lui Victor Ponta. Și ce mi se pare mie cel mai important din acest program de guvernare, sunt venitul minim de criză pe care l-a anunțat și Victor Ponta și, de asemenea, această redeschidere a școlilor atât de cerută, practic, și de foarte mulți profesori, dar și de părinți, în ultimă instanță. Vă rog, haideți să începem pe punctual, pe venitul minim de criză. Ce presupune el? Nu, haideți că vă iau de la început puțin, că ați subliniat un lucru și cred că este normal și responsabil orice partid politic să aibă candidat ca premier și, de fel, candidatul ca premier trebuie să fie cel care este președintele partidului. În așa fel încât cetățenii... pe vremuri. Nu, așa se obișnuiește și acum. Și cel puțin, eu știu că cei de la USR Plus l-au anunțat ca și candidat de premier pe domnul Cioloș. La, mai mult sau mai puțin, da. Da, la PSD se alege între Ciolacu și Grindeanu. Deci, populația României trebuie să gândească foarte clar și cei care vor ieși la vot în 6 decembrie, pe cine aleg? Dintre Victor Ponta, Ludovic Orban, Cioloș, respectiv Ciolacu sau Grindeanu. Ludovic Orban, pe care l-a anunțat președintele. Da, bineînțeles, normal. Eternul Ludovic Orban. El este eternul candidat pentru funcția de premier și rămâne premier orice ar fi. Să revenim la programul de guvernare acum. De fapt, acolo sunt 5 puncte. Toate sunt la fel de importante pentru că noi credem că se completează una pe alta din toate cele 5 măsuri, inclusiv legea 223 pe 2015, care este pentru militari și se îndrepte eroarea pe care a făcut-o Polguța Vasilescu de a dat o ordonanță de urgență de a schimba sensul legii, în sens că le-au tăiat din salarii, nu le-a ajutat și cred că trebuie să revină la vechea variantă în așa fel încât militarii să beneficieze de ceea ce a prevăzut legea respectivă. Nu dintr-un pic al Olguței Vasilescu trebuie să se schimbe lucrurile. Asta este pe scurt despre 223 pe 2015. Venitul minim de criză se completează cu sprijinul economic de criză. De ce? Venitul minim de criză se adresează celor care, și nu doar celor care, ci există varianta că pe viitor să avem mari probleme în ceea ce privesc locurile de muncă în România. Deja avem aproximativ 1 milion de șomeri la ora actuală. Gândiți-vă ce ar mai însemna să mai apară încă 1 milion de șomeri în 2021. Noi am venit și am propus niște soluții clare pentru anul 2021 față de celelalte partide care au spus că, începând de la mii de kilometri de autostradă, nu știu cum vor face, că i-au tăiat la rectificarea bugetară acum din investiții și au spus că o să aibă cel mai mare buget pentru investiții, dar acum la rectificare au tăiat. Nimeni nu se referă la anul 2021. De ce? Dăm timpul înapoi. Și haideți să ne gândim că suntem în aceeași perioadă, noiembrie 2019. Ne gândeam vreunul în noiembrie 2019 ce se va întâmpla în 2020? Nu. Nimeni nu putea să... Nici nu ne imaginam ceea ce se va întâmpla în 2020 vis-a-vis de această pandemie. Atunci, noi am zis și am luat o hotărâre, dumne, hai să o luăm cu pași mărunți, dar clari, și să le arătăm oamenilor că trebuie să venim cu niște soluții concrete, că nimeni nu știe ce se va întâmpla în 2021, lăsând la o parte criza sanitară și partea asta medicală, dar avem o problemă că coroborea vine și criza economică. Domnule, acum primele semne sunt deja, da. Sunt deja, uitați, s-a făcut un eurobarometru în care 55% din populația României a spus că veniturile le sunt afectate deja în anul 2020 datorită acestei crize economice care a provenit din cauza crizei medicale, crizei sanitare. Doar 11% au răspuns că nu le-au fost afectate veniturile și că nu cred că le vor fi afectate. Ori sunt inconștienți, ori sunt super bogați cei 11%, că nu văd altfel cum. Și suntem pe primul loc în Europa, la egalitate cu Spania, care Spania, știți foarte bine, trăiește foarte mult din turism, are, cred că, undeva peste 10% ponderea turismului în PIB. Ei sunt terminat săracii, chiar mi-e milă de ei din acest punct de vedere, ca și toate celelalte țări care trăiesc din turism. Sprijinul economic de criză se acordă persoanelor care sunt singure într-un cuantum de 2000 de lei, respectiv câte 1500 de lei dacă sunt pentru a doua persoană dintr-o familie, a treia, a patra, dar nu mai mult de 4500 de lei pe lună.
De ce așa? Pentru că atâția bani sunt pe axa 8 în programul respectiv, în programul european POIZ. Acesta, bineînțeles, POIZ-ul se, de fapt este un alt program, cum a fost înainte FESU, Fondul European Social, Fondul Social European, FSE-ul, cum vrea fiecare să-l pună. Este pentru prima oară când Comisia Europeană vine și spune așa: nu mai dăm respectivele pachete care se dădeau și s-au dat până acum în anul 2020, care erau formate dintr-un litru de ulei, un litru de, nu știu, un kil de zahăr, alimentele de bază, da. Ok? Și atunci lăsăm țările care sunt membre ale Uniunii Europene să acorde pe perioadă determinată, fiți foarte atenți, perioadă determinată, bani sub formă de etichete de valoare, în așa fel încât să-și achiziționeze mâncare, hrană sau îmbrăcăminte. Sau îmbrăcăminte. Noi am venit și am spus că acest lucru trebuie să se întâmple în 2021, pentru că atunci va fi probabil vârful icebergului. Și am spus așa: domne, hai, dăm acest sprijin, acest venit minim de criză, dar venim în paralel și să se completeze cu sprijinul economic de criză care se adresează IMM-urilor până în 250 de angajați. Era un alt punct, da. Da, și special pentru companiile românești. În special pentru companiile românești. De ce? Cele mare majoritatea lor sunt IMM-uri. Și ele sunt cele mai afectate. Și atunci am spus așa: domne, ai o clădire care, nu știu, de exemplu hotel. Luăm un hotel, chiar să-i dui aici, l-aveți într-un hotel, care nu mai funcționează datorită măsurilor restrictive impuse de statul român, că el săracul ar funcționa, dar dacă nu mai funcționează, că nu are voie, asta e, sau îi s-a redus activitatea datorită carantinării cetățenilor români, etc., atunci nu mai trebuie să plătească taxă pe clădire, impozitul pe clădire, pentru că nu mai funcționează. Dar doar în anul 2021 vorbim de acest lucru. E pe tot anul sau doar pentru perioada... Nu, pe tot anul 2021. După aceea am venit și am spus: impozit pe profit, impozit pe micro-întreprinderi, sau pe veniturile micro-întreprinderilor, ca să vorbesc corect, și impozitul specific, care îl plătesc doar cei din domeniul Horeca și alimentației publice, anulat, înghețat, pe anul 2021. O să ziceți: nu, dar de unde atâția bani? Sau cum facem? Că probabil vă gândiți la acest lucru. Da, că e un impact bugetar. Este un impact bugetar nu foarte mare. Toată lumea crede că este un impact bugetar foarte mare. Nu este. De exemplu, ponderea impozitului pe profit în total venituri la bugetul de stat este de doar 5%. Doar atât. Ponderea cea mai mare vine din partea aceea de cheltuială cu angajatul, CASE-ul, CASS-ul. Contribuțiile. Contribuțiile, în general. Și atunci noi am spus așa: domne, dacă în anul 2021 noi îți anulăm respectivele taxe și tu păstrezi cel puțin 90% din angajați pe care ei la 31.12.2020, de ce? Trebuie să-i las o marjă de 10%. Pentru că depinde de activitate. Nu poți să-i zic păstrează 100%. Că atunci o să zic că două încolo, mai bine închid compania. Dar totuși să lăsăm compania în viață, că dacă compania se închide, automat totul se transformă în șomaj. Și atunci toți cei care sunt șomeri trebuie să beneficieze și de venitul minim de criză. Așa mai bine dacă chiar compania respectivă zice: dom'le, uite, nu pot să duc să țin salariile cum le aveam înainte, trebuie să le cobor și trebuie să le dau minim pe economie. Ok, dă-le minim pe economie, dar măcar statul vine și achită diferența. Că totuși de la 1350 de lei, cât este salariul net acum, minim, salariul minim net, trebuie să-i mai pun 650 de lei până la concurența sumei de 2000 de lei. Așa, dacă mi-l trimiți în șomaj, ăla sunt. După 6 luni, sau cât durează șomajul, după aceea nu mai așa șomaj. El se duce, se înscrie la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și el demonstrează: nu m-am înscris, nu m-a chemat nimeni să mă duc undeva la muncă. Dă-mi venitul minim de criză. Că n-ai ce să faci, că AJOFM-ul se leagă cu AJPIS-ul, cu Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. Și atunci tu te duci, demonstrezi: domne, eu m-am înscris la AJOFM să-mi ocup un loc de muncă, nu mă cheamă nimeni, ajutați-mă, vă rog frumos, cu acest venit minim de criză. Și atunci, dacă noi nu lăsăm companiile să supraviețuiască peste, cel puțin peste anul 2021, că noi vorbim acum doar de 2021, putem să vorbim de 2022, dar prin, nu știu, august-septembrie 2021, ca să vedem dacă lucrurile încep să meargă într-un sens Există bun. Există o perspectivă și pentru acești ani, să spun. Am avut invitați în platou aici care au spus, domnule, că până prin 2024, probabil gradual, vom reuși gradual să ne revenim, să ajungem în sensul că la linie de plutire, pentru că impactul este în continuare foarte mare. Da, și încă nu s-a ajuns la... Și n-am ajuns la capătul respectivului impact. Da, cum, da. Ideea este, gândiți-vă că cea mai mare problemă este în Constanța. De ce? Pentru că suntem un județ turistic. Și el de fiecare dată este primul afectat.
și este ultimul care își revine. Și noi și cei din Tulcea. Da. Da. Eu vorbesc de Constanța acum, pentru că avem 30% din locurile de cazare din România și 11 stațiuni de interes național. Tulcea e mult mai mică decât Constanța. De aceea, cele două măsuri principale, venitul minim de criză cu sprijin economic de criză, se completează una pe alta. Pentru că, oricum, sunt convins că vor trebui susținuți și cei care lucrează în companiile respective. Măcar să-i păstreze ca angajați. Măcar să supraviețuiască și să treacă peste această perioadă. Că dacă ne transformăm într-o țară de șomeri, atunci bugetul statului este clar că va fi la pământ. Și atunci nu știu unde o să plătească pensii, salarii. Uitați, dacă vă uitați la barometrul acesta care s-a făcut săptămâna trecută, dacă țin mine bine, bine, văd că la noi n-a apărut, eu l-am citit pe presa internațională, probabil se feresc să apară la noi, asta este, cei de la guvernare mă refer, o să vedeți că singura țara pe ultimul loc care au spus într-un procent de 17% că le sunt afectate veniturile este Danemarca. Ce a făcut Danemarca? Deci doar 17%. Ce a făcut Danemarca? Danemarca a făcut așa, în martie 2020, a venit și a spus guvernul danez, investim în companiile daneze până în luna iunie 2020, deci fiți atenți, în 3 luni de zile, 42 de miliarde de dolari. Deci a injectat capital în companiile daneze, din Danemarca. N-au făcut și Statele Unite ceva similar? Ce vorbesc de Europa. Ok. Nu vorbim de state, de alte țări, hai să ne rămânem aici la milagră. Măcar să preluăm un model, da, de aici, ceva mai apropiat. Și vorbim de țările nordice, care în general țările nordice totdeauna au demonstrat că peste criză au trecut foarte bine, inclusiv pe criza cealaltă financiară din 2008-2009-2010. Da, exact. Noi niciodată nu ne uităm acolo, ne uităm la altele. Nu, dumneavoastră, să ne uităm la țările nordice, că ele de fiecare au trecut mult mai ușor decât celelalte țări din comunitatea europeană. Și atunci, dumneavoastră, dacă tu nu injectezi niciun ban în capitalul companiilor tale, normal că nu au de unde. Că, de fapt, supărarea noastră care e? Au șmecherit-o cei care sunt la guvernare. În ce sens? Dom'le, nu mai închidem afacerile, că ați văzut că spun public. Dom'le, nu mai închidem afacerile, dar închidem oamenii. Păi stai puțin, dom'le, dacă închizi oamenii, ce rezolvă? Este mai grav. Este mai grav pentru că nu mai există mișcarea aceea. Da? De oameni în care, într-adevăr, să existe un consum, să se miște ceva. Ok, totuși ai închis oamenii și afacerile în weekend, că le închizi, sâmbătă și duminica le închizi, că asta e, că așa ai zis. Dar nu știm de ce, pentru că mi se spune că este un număr nu știu care de nu știu de câți infectați. Dar nimeni n-a vrut să spună că de fapt a venit o navă acum 10 zile care avea 950 de infectați și când în momentul în care ți intră 950 de infectați la nivel de municipiu, normal că zbubuie rata în portul Constanța. Da, au fregat, care erau toți infectați. A apărut și pe presă că toți erau infectați. N-am nimic cu oamenii ăia, dar, domne, stai puțin, că respectivele persoane în cele 950 infectate, domne, știi de ele, sunt izolate. Dar ți într-o zi, vă dați seama, într-o zi au 950. Normal că ți s-a urcat la cer rata de infectare. Dar nu înțeleg un lucru. La Timișoara este aceeași problemă și nu este carantină. La Cluj, prefectul de Cluj, care e tot penelist, că nu este apolitic, e tot penelist, a spus că nici nu vrea să audă de carantinare. Dom'le, la noi, în Constanța, în județul Constanța, dom'le, închidem tot, dom'le, omorâm tot. Deci, eu nu înțeleg politica asta a acestui guvern. Dom'le, nu poți să faci, nu se poate face să închizi cel mai mare municipiu președință de județ din România. Deci nu ai cum să închizi. Oraș port. Tu îl închizi. Ok, și ce rezolvat? Că se duc polițiștii și dau amendă la unii care se duc la o cafenea să bea o cafea 1000 de lei? Pe bune? În asta stă, gata, am rezolvat problema? Da. Suntem carantinați, dar sunt în continuare terase deschise, frizerii și așa mai departe. Bine. Da, ei au spus. Noi nu închidem afacerile. De ce nu le închid? Ca să nu fie acuzați după aceea că n-au luat măsuri pentru susținerea lor. Să vină cu sprijin. Pentru că acum nu mai beneficiază de șomaj tehnic. Ia, compania funcționează, aveți o companie, da? Să zicem că aveți o terasă. Păi dacă n-aveți clienți, ce faceți? Dați afară oameni. Ok, și atunci când îi dați afară, ăla nu mai poate să beneficieze de șomaj tehnic. Adică, dumneavoastră puteți să... Înainte se trimiteau oamenii în șomaj tehnic. Și scăpați. Da, aveați o chestiune, măcar de susținerea oamenilor respectiv din partea statului. Acum dumneavoastră trimiteți direct în șomaj, nu mai este șomajul tehnic. Pentru că aveți business-ul deschis. Da. Nu vă mai afectează prin măsura restrictivă dată de guvern.
că nu mai există măsură restrictivă pe parte de afacere. Deci ei ce au făcut acum, au făcut o chestiune, din punctul meu de vedere, și îmi cer scuze de limbaj, golănească și urâtă. Și nu se face așa ceva. Și n-a făcut nimeni așa ceva în Europa. Să-mi arate mie un exemplu în care au încarantinat oamenii, dar au lăsat afacerile deschise. Cât să meargă livrările în alimentație publică? Hai să fim serioși, că automat omul nu mai iese, automat nu mai are un venit. Normal că și venitul ăla zvârci, nu o să mai consume, o să vadă, o să-și restrângă. N-ați văzut ce era cu o zi înainte? Toată lumea era nebun, te suicea la supermarket, da, parcă venea, exact, parcă venea sfârșitul pământului. 6-7 luni. Da, exact, da. Pe bune, în fine. Bun, o altă temă extrem, extrem de sensibilă este cea a redeschiderii școlilor. Și public v-ați asumat și partidul dumneavoastră. Nu e sensibilă deloc. Sensibilă pentru cei care sunt în sistem, dar și pentru părinți. Spuneți-ne, cum se poate ajunge, și aici la fel, în foarte multe țări din Europa, școlile sunt în continuare deschise, numai că n-au fost închise și apoi deschise. N-au fost închise deloc. La noi s-au închis, suntem în această formă de școală online, care numai școală nu este din foarte multe puncte de vedere. Haideți să luăm de unde a plecat toată chestiunea asta cu închiderea școlilor. Chiar dacă e candala un alt partid, oricum respect pentru el, domnul doctor Alexandru Rafila, face parte în continuare din cele două grupuri, da, de specialiști de la ai României, că normal este reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în România. Și a spus clar că unul dintre cele două grupuri, care unde se luau deciziile, domne, restrângem activitatea aia, facem așa, chestiunile generale, nu se mai întâlniseră de două luni. Deci închiderea școlilor, care nu e bazată pe nimic, deci nu are la bază măcar un studiu, o chestiune, nu știu, o analiză, ceva, nici măcar nu s-a decis în grupul respectiv. Dânsul a spus-o, n-am spus-o eu, până aveam de unde să știu, vă dați seama, a apărut și public chestiunea asta, ceea ce mi se pare deplasat. Deci au luat-o, noi nu știm, de fiecare dată noi auzim Orban când declară ceva, specialiștii, Tătaru când declară specialiști, care specialiști, domne, pe bune? Că cei pe 10.000 Rafila, din 96. Nu știu, pe Rafila nu-l întreabă, pe Cercel nu-l întreabă. Nu știu, care sunt specialiștii? Să vină și nouă să ne spună că dacă specialist este Tătaru și cu fraxul de la Vaslui, care este și ăla manager de ce doamne ar fi a Departamentul de Situații de Urgențe sau al ISU Vaslui, că așa este mai nou acum în politica românească, e deja frate cu frate, adică nu mai se promovează unul pe altul. Pe bune, adică nu poți să-mi vii tu mie de la huș și să-mi spui tată pe toată țara să iei tu deciziile. 2. Domne, Arafat nici nu prea știe limba română, pe bune, nu poți decide Arafat dacă se închide școlile sau nu. Eu nu știu dacă cum citește dânsul, dar problema este că încă are o problemă cu a stăpâni limba română. Și aici, din punctul ăsta de vedere, îmi pare rău. Nu lași doi cetățeni care n-au niciun lucru cu realitatea pe pământul ăsta, respectiv Tătaru și Arafat, să decidă închiderea școlilor. Eu pe Arafat mâine l-aș da afară din sistem. Da, afară de tot, adică și să nu mai profeseze toată viața lui. 3. Nu există la nivel european un studiu în care să spună copiii infectează. Nu există. De aia și din acest motiv, toți și-au lăsat școlile deschise. 4. A venit reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății la nivel european, deci cel care conduce la nivel european Organizația Mondială a Sănătății, și a spus așa, dom'le, toate țările din comunitatea europeană trebuie să lase școlile deschise. Așa a spus. Kruger, nu mai știu cum îl cheamă, domnul respectiv. Dar, de fapt, în declarațiile de presă pe care le dă guvernul sau Iohannis, ei spun așa, când a fost vorba de testarea rapidă și de testarea masă. Dom'le, nu recomandă Organizația Mondială a Sănătății să facem testele rapide. Asta era acum 10 zile, stați așa. Deci, acum 10 zile, 2 săptămâni, el a spus de o recomandare a OMS-ului, da? Că o ia în calcul, că România respectă recomandările OMS-ului. Dom'le, da, recomandarea aia celui de la nivel european, care conduce la nivel european Organizația Mondială a Sănătății, pe aia nu e în considerare? Da. Sau cum tu le alegi, în funcție de ce, în funcție de cum îți convine ție? E, mie, din punctul ăsta de vedere, care am un copil în clasa 8-a și care chipurile învață școala online, șansa mea este că mi-a dat Bunul Dumnezeu un copil care învață foarte bine. Asta e marea mea șansă. Și care nu are probleme cu învățatul. Dar sunt unii copii care într-adevăr au anumite probleme. Că așa sunt. Că nu este o problemă. De-aia trebuie să ducă la școală. Gândiți-vă că nu mai există partea de socializare între copii. Una este când îți predă profesorul.
Eu nu am văzut și în general la școala unde este fata mea să fie o disperare de asta că, domne, ne infectăm, să nu mai vină copii la școală. Eu n-am auzit asta. Eu nu am auzit personal. Eu n-am auzit niciun profesor care să se vaite despre acest subiect. Eu cred că profesorul la ora actuală, în general profesorii, sunt puțin și dezamăgiți, dar cred că se și gândesc la viitoarele generații care vor veni în România. Pentru că sunt, dar nu vă supărați, nici nu sunt reacții în spațiul public. Eu n-am văzut vreo reacție, vreo discuție cu Ministerul Educației. Nu știu, există. Când a fost vorba de multe alte probleme pe care le are și sistemul de educație, au fost grupuri de dialog, reprezentanții asociației, părinților, profesorilor, care au discutat cu Ministrul Educației. Ok, suntem în situația asta extrem de complicată, în care nu prea avem dialog, nu avem, dar sunt și alte câini care putem să îi tragem de mânecă totuși. Domnule, păi, uite, suntem aici. Haideți să vă spun o chestiune. Nici nu mai scuzați-mă și citeam, apropo de ce spuneați dumneavoastră, citeam recent într-o publicație românească din diaspora. Da. Cum că în Marea Britanie, spre exemplu, există un studiu făcut pe ultimele, cred, dacă nu mă înșel, 2 luni, unde s-a dovedit clar că cele mai multe infectări sau cele mai multe răspândiri de COVID-19 au fost în supermarketuri, în zonele comerciale, în aglomerațiile astea, cum să spun eu, de adulți, nici de cum în școli. Acum mă face să explodez pe bune, adică... Nu că vă fac, dar la un moment dat păi nu că vor exploda, dar asta este adună și... foarte multe lucruri și sunt latente așa cumva și nu le enunțăm. Deci în țările respective se fac niște studii. Fiecare cum poate și unde îl interesează. Că vorbim de Marea Britanie, că vorbim de Franța, că vorbim de țările nordice, că vorbim de ce țară vreți noastră. La noi oricum nu se face nimic. Niciun studiu. Nu s-a făcut. Adică decizia la fel. Că revin iarăși la ce a spus, la ceea ce au spus Prafila. În afară de faptul de școli, la fel a fost și cu piețele. Ce legătură are? Da. Mă duc și să aglomerez piețele, să aglomerez supermarketurile. Ai închis piața? Normal, unde mă mut să-mi cumpăr de mâncare? Adică legumele și fructele, trebuie să mă mut în supermarket. Cum a spus dumneavoastră mai devreme, există un studiu. Dom'le, dacă tu nu faci un studiu în țara ta, dacă tu nu ești, că nu ești în stare, nu că nu poți, nu te duce capul. N-ai oamenii care să conducă ministerele să ocupe de lucrul ăsta, să facă analiza. N-avem oamenii care să facă studiile. Ba da, sunt o grămadă care poate să facă studiile. Te atunci le angajezi. Ai o grămadă de companii în România de specialitate, companii. Dom'le, ești în starea de alertă, da? Îți permite să faci niște achiziții. Dom'le, inclusiv legea te ajută. Mult mai repede decât s-ar face... Dom'le, chem niște companii de-astea mari, recunoscute, care sunt, au birouri și în România. Nu mă apuc să le dau nume, că nu le fac reclamă. Dar și le dai, uite-mi, cât mă costă să fac? Și vreau și să văd ce se întâmplă. Uite-mi, ia banii, du-te și te apucă și fă. Dar noi nu facem. Pentru că respectivele care, companii care fac studiile respective prin țările enumerate de dumneavoastră sau care le-am spus și eu, sunt cam aceleași, că sunt cu specialiști. Ok, vin aia, pac, se deplasează, vin, au făcut studiu în țara respectivă, să nu credeți că durează o lună. Că nu durează o lună. Că se face, sunt niște formule, etc. Dar nu se vrea să se facă. Exact, nu se vrea să se facă multe din punctul ăsta de vedere. Sunt dator cu o mică rectificare făcută pentru ce am spus la începutul emisiunii. Victor Ponta e primul premier anunțat, nu e singur în momentul de față, să spunem că în public, în spațiul public au apărut deja și nume de premier de la celelalte partide. Dar, apropo de Victor Ponta, pentru că l-am urmărit zilele trecute, spunând că printre primele lucruri pe care le va face dumnealui ca premier sau, să spunem, pro-România, dacă va fi în viitorul guvern, va fi inclusiv aceasta cu deschiderea școlii. Da, redeschiderea școlii. Am spus până acum, am și discutat, da? De ce nu s-a făcut treaba asta până acum? De ce suntem în situația asta? Concret, cum se deschid școlile? Am înțeles-o, cum suntem în situația, dar deschid în ipoteza dumneavoastră, celor de la pro-România. Cum se face lucrul ăsta? Se deschid și ce se întâmplă? Păi, pentru că lumea, sunt convins că e curioasă să vadă și măsurile de distanțare sau de protecție pe care trebuie să le respecte. Dai drumul, în primul rând, etapizat. Dai cel puțin până la 12 ani drumul și apoi vezi ce se întâmplă. Nu poți să mergi pe varianta respectivă să faci iarăși jumate-jumate, cum era 2 săptămâni online cu 2 săptămâni la școală, etc. Că iarăși este o bramboreală. Nu, domne, dai drumul la clasă. Clar. Doi, trebuie să identifici, că aici a fost iarăși marea mea supărare și marea noastră supărare, deci tu ai închis școlile în martie. Oricum știi că nu se va reveni la școală până în septembrie. Din martie până în august, guvernul actual nici măcar n-a discutat de educație. Dom'le,
trebuie să deschidem școlile în septembrie? Nu. În august s-au întâlnit la o cafea la Cotroceni. Că așa a fost. Și s-au întâlnit și au discutat Iohannis, Orban, Anisie, Tătaru, Arafat și nu mai știu care a fost. 5 sau 6 miniștri. Se discute despre redeschiderea școlilor începând cu noul an școlar 2020-2021. Și le-am zis că va fi din start eșec, că nu o să dureze o lună de zile. Inclusiv profesorii spuneau în Constanța, dom'le, într-o lună de zile ne închidem iarăși. Pentru că care s-a întâmplat. Luăm municipiul Constanța. Deci haideți să vorbim de municipiul Constanța. Dom'le, au spații foarte mari în curtea școlii. Că spor nu mai au voie să facă, că dom'le, se infectează, nu știu ce fac, se lovesc, se omoară, nu știu, habar n-am, că nici spor nu mai a lăsat să facă. Ia, dom'le, folosești spațiile respective și vină, dom'le, și aduni niște containere. Exact containere de alea speciale, cum sunt birourile, cum sunt toate cele speciale amenajate clasa. Are 30 de metri pătrați un birou, o sală de clasă. 30 de metri pătrați are și acest container. Numai că e pe lung. Tu ne faci două rânduri. Două rânduri. Nu mai faci câte trei rânduri de bănci, că sălile de clasă sunt mai late. Da? Și ăsta este foarte lung. Faci un rând de 10, un rând de 10. Ai băgat 20 de copii în clasă. Le trebuie încălzire, că vine iarna. Niciun fel de problemă. Încălzirea se face pe sistem de aer condiționat. Că vă duc, haide să mergem să vedem unde se fac construcțiile mari. Și o să vedeți cum sunt acele containere, unde se doarme, da, unde se, nu știu, se stă, este birou, este, și totul este cu aer condiționat. Și nu se întâmplă nimica. Bași copiii mai mari în zona respectivă, da? Pentru că ale copilul mai mare se controlează altfel, n-are nevoie, că trebuie, dacă vrea să ducă la toaletă, vă dați seama, trebuie să ducă la o toaletă în interiorul școlii. Și fiind mai mare, e mai, na, știe să se descurce mai bine. Copiii mai mici îi lăsai în școală. Și asta făceai. Ok. M-a întrebat cineva, bine, și cum faci, că profesorii cu orele, cu alea, dom'le, dai un ordin de ministru, cum ai dat ordin de ministru să faci, să interpretezi legea educației în sens penal, cu declarațiile acelea pe proprie răspundere, eu cred că puteai să dai un ordin de ministru, dom'le, să-i plătești în plus pe profesori pentru anumite ore suplimentare, pentru că eu mă refer la faptul că înjumătățeai clasa. Că avem clase care au 30 ceva de copii. Nu mai poți ține 30 ceva de copii, că n-au cum să stea, trebuie să stea câte unul în bancă. A, 30 ceva, punem 20. Și faci două clase, una de 20, una de 15. Una o scoți afară, să zicem, în sistemul acesta de containere frumos aranjate. Aveai spațiu, deci avem la spațiu, care oricum nu e nici spațiu verde în curtea școlii, nu mai e nimic, sunt doar betoane. Sau, cum v-am mai spus eu, bătături. Domnule, și le pui acolo, domnule. Faci câte unul, faci parter și etajul 1 și vă spun eu că ai deja aproape școala în oglindă, numai că n-ai holurile. Asta e viața. Dar și puteți face achiziția, că avem atâția producători de genul ăsta. Frumos, elegant, cu tablă, cu tot ce trebuie, cu mobilier special făcut pentru așa ceva. Și tu unde luai două, trei companii românești, că sunt și românești, dar probabil că e problema mare că sunt românești și nu se fac. Pe asta ei sunt întreținuți de multinaționale, acum pe bune, nu, lăsând la o parte. Păi, tu ce faci? Închizi piețele din România și la supermarketurile, unde avem și cum este acel studiu făcut în Marea Britanie, în supermarket. Deci, bă, las multinaționale, ok, lor le merge bine. Să nu credeți că lor le merge bine. Ăstora care sunt la guvernare. A nu se înțelege care cineva ceva mai spus-o cu mall-urile sau cu supermarketurile. Nu s-a aplicat aceeași măsură, din păcate. Nu, la noi nu se aplică. La noi se aplică doar dacă vine unul, când vine unul și are un interes și are intrarea pe la șeful de la guvern, atunci a lui nu îi se aplică. Pentru că asta este. Asta e realitatea. Bun, strict legat de redeschiderea școlilor, e prevăzut acest program național de testare despre care a vorbit și Victor Ponta. Aici era următoarea întrebare. Ce prevede el și gratuitatea asta, în esență, e pentru populație? Cred că va trebui susținută este cumva de stat. Este inițiativa în Parlament. Deci este chiar inițiativă legislativă care e blocată și de PSD și PNL. PSD-ul ne vorbește de pactul de sănătate. Bă, pe bune! Nu vorbi de pact de sănătate. Lasă-l, domnule, iartă-mă de pact de sănătate. Nu vorbim de pact de sănătate acum. Ia, domnule, e legea în Parlament. Este inițiată de Victor Ponta cu Planul Național de Testare Masă. Hai să o punem, să o trecem, că știți cum e, când a fost de modificat legea 208 pe 2015 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului, știți în cât timp a trecut, nu? Că avea un interes și PSD-ul și PNL-ul. 3 zile, cu tot cu promulgarea la președinte. 3 zile? Da, 3 zile, cu tot cu promulgarea la... A patra zi a promulgat-o președintele României. Cu tot cu promulgare. Da? Deci 4 zile. Deci toți pașii până pentru a intra legea în vigoare în 4 zile. 4 zile tot, da? Deci dacă vrei, se poate. Deci nu există noțiunea. De ce că a inițiat-o Victor Ponta, nu vrea să o treacă?
Pentru că trebuie respectat același model al Slovaciei. Dom'le, au făcut 3.600.000 într-un weekend, 3.600.000 de cetățeni într-un weekend. De teste. De teste. Așa. Într-un weekend, în 48 de ore. Au testat. E posibil? 3.600.000 în Slovacia au fost făcute între vineri și duminică pe testare rapidă. Pe testare rapidă, nu pe PCR. Da, testare rapidă. Următorul weekend au făcut 1.200.000. În două săptămâni s-a redus rata de infectare cu 50%. Pe care i-a găsit, e izolat. Dom'le, treci la tratament. Sau în spital, care era de spital. După caz izolare, da. Da? Ok. Nu știu ce ajung. Dumneavoastră, nu știți dacă aveți, ce fac? Acum mă duc. Ok, la noi gândiți-vă că un test cel mai ieftin este 350 de lei. Dar stai puțin. Da, poate eu îmi permit, poate dumneavoastră vă permiteți, dar hai să fim serioși cât își permit. Uitați-vă, da. uitați-vă la graficul de testări. În România se testează la ora actuală de către stat undeva la 23.000, cam așa, medie de 23.000, 20.000, 23.000, cel puțin așa era săptămâna trecută. Și mai aveam jos graficul cu privatul, care e de 13.000. Deci avem undeva la testați, undeva la aproximativ 36.000. Sunt 13.000 care se duc la privat. Aceia își permit. Atunci permită toată lumea. Uitați-vă că sunt toată lumea stă în așteptare. Sunt foarte mulți care stau în așteptare. Și în Constanța. Durează câteva zile. Am cunoștințe, am cunoștințe, prieteni, care într-adevăr prezintă simptome și stau și așteaptă de 3 zile. Și nu vine nicio ambulanță. Și nici măcar nu mai sună DSP-ul. Da, asta este. Am înțeles, sunt depășiți de situație. De bea acum, după cât? 8 luni, 9 luni de când s-a declarat pandemie, vii și aduci studenți de la medicină și introduci ca suport, da, în spitale COVID. O altă chestiune care îmi pun semn de întrebare. Dom'le, ce spitale militare nu au venit ca suport? Au venit de-abia acum 2 săptămâni, 3 săptămâni. Dom'le, până acum ce au făcut? Pe bune, adică nu sunt spitalele românilor, al statului român, pe care plătim taxe și impozite. Nu se poate. Adică am înțeles că sunt unii mai, nu știu, mai șmecheri și se duc să trateze acolo. Nu, domne, noi nu suntem acum, nu mai vorbim de șmecheri. Nu, te duci și dai drumul și ajuți toată populația. Asta trebuie să facă, dacă ești un guvern responsabil. Din păcate, nu e un guvern responsabil. Ea mi-a demonstrat că este un guvern irresponsabil și mai mult de responsabilitate este și incompetență mare. Mare. Și nu numai pe domeniul sanitar, în mai multe domenii și inclusiv economic. Adică cum e la Ministerul Economiei? La Ministerul Economiei gândiți-vă că toți din Drobeta, Turnul Severin, dar înainte se vorbea de teleormanizarea României. Acum se vorbește de toți din Drobeta, Turnul Severin s-au mutat în toate ceaurile, în toate companiile de energie, exact de unde este ministru. Doamne, las-o încolo, când terminăm și noi odată cu chestiunea asta? Mie mi se pare mai relevant faptul că mai relevant, relevant mai degrabă, dar mai important, faptul că nu cred că trebuie să mai facem sau nu cred că mai e timpul măsurilor de stânga sau de dreapta. Da, nu cred că mai există cineva care să minte că în 2021, anul acesta care vine, mai trebuie măsuri de stânga sau de dreapta. Sunt măsuri de urgență pe care, indiferent ce guvern va veni pe 6 decembrie, trebuie să le ia. Și în măsura asta, pentru că mai e foarte puțin până la ziua alegerilor, pe care sau pentru aceste legi parlamentare, în ciuda tuturor acestor probleme pe care le avem, acestor măsuri extrem de restrictive care se înmulțesc de la o zi la alta, suntem chemați la vot pe 6 decembrie. Contactul cu oamenii este extrem de restrâns, nu știm nici măcar prezența la vot, care va fi de preconizat, nu știu dacă va fi un 30%, ceea ce, în curtul multora de vedere, va diminua reprezentativitatea viitorului Parlament. Deci ce interesează pe cineva? Ce? Cred că interesează. Pe cine? Tocmai pe să fie, acum la guvernare? Poate să fie prezență mică. Nu știu. Ce le transmiteți, atât celor care, să spunem că au mai votat în trecut cu dumneavoastră, sau nu, dar și celor nehotărâți, pentru că sunt foarte mulți care, înainte de toate, se tem să meargă la vot. Nu mai contează cu cine votează sau cu cine nu votează. Lăsând la o parte chestiunea personală și care am spus-o la începutul emisiunii, că, de fapt, singurul premier până acum care a scos țara din criză a fost Victor Ponta și doar Victor Ponta, pentru că a preluat după anii de criză economică 2008-2011 și cred că foarte multă lume, dacă vrea să dea timp înapoi, și aduce aminte de măsurile care s-au luat și a pus țara pe un trend economic ascendent.
cu o singură excepție. Din 2016 a început să scadă, că vă dau un simplu exemplu. Victor Ponta, când a plecat în 2015, a lăsat un deficit de 1,5%. 1,48% mai exact. La sfârșitul 2016, după ce a guvernat Cioloș, deficitul era de 2,8%. În lei, ca să traducem în lei, când a plecat Victor Ponta în 2015, deficitul era de 5 miliarde de lei, deficitul de doar 5 miliarde de lei. Acum suntem în anul 2020 și deficitul este deja de 97 de miliarde de lei. Adică de doar 92 de miliarde în plus în 5 ani de zile. Din păcate, măsurile care s-au luat între 2012-2015 au reușit, a crescut consumul, au început oamenii să aibă mai mulți bani în buzunar, s-au redus taxele, că vorbim de TVA de la 24% la 9%, că vorbim de impozitul pe dividende de la 16% la 5%, că vorbim de TVA-ul la alimente la fel de la 24% la 9%, pe servicii turistice de la 24% la 9%, etc. Sunt multe astea, că s-a redus, s-a dat... mai e o chestiune foarte importantă, că văd că se umblă în general cu fake news pe zona asta. Salariile medicilor s-a făcut în anul 2015 creșterea cu câte 25% în fiecare an. Adică 25% în 2015, 25% în 2016, 2017 și 2018. Adică el la sfârșitul anului 2018 trebuia să aibă 100%. Să se dubleze. Și este o lege făcută de când era Victor Ponta premier. Exact atunci s-a făcut, este o măsură pe care a aprobat-o inclusiv guvernul Ponta. Așa că restul, că a făcut nu știu cine, că nu știu ce, este total un fake news. Se poate verifica, este foarte simplu, că fiind lege, se și verifică, se vadă de când a fost dată. Deci lăsând la o parte acest aspect personal și normal, pot să fiu considerat subiectiv, este vorba de faptul că suntem singurul partid care candidăm în aceste și venim în fața cetățenilor în aceste alegeri cu o chestiune clară, cel puțin pe anul 2021. Lăsăm la o parte, avem și noi un program, într-adevăr, de guvernare pe 4 ani de zile. Dar până să discutăm de celelalte domenii generale, dom'le, avem două probleme principale. Medicalul, sanitarul, adică testarea masă, educația, redeschiderea școlilor. Astea două, cele două măsuri și cele două domenii de activitate, fac parte din coloana vertebrală a unui stat român. Și a unui stat în general, a statului român, ca să fie un stat puternic. Mai se adaugă siguranța națională. Deci cele trei domenii, de fapt, sunt coloana vertebrală oricărui stat normal și puternic care să fie, într-adevăr, să reprezinte ceva. Deocamdată nu a luat nimeni nicio decizie și toate deciziile au fost contra românilor în general pe ceea ce s-a întâmplat pe perioada acestei pandemii și cred că lumea trebuie să se uită foarte clar, bineînțeles, coroborat cu cele două măsuri economice, venitul minim de criză și cu sprijinul economic de criză. Noi am venit, am pus pe masă, sunt lucrurile care se pot realiza. Da? Subliniez, venitul minim de criză se acordă din axa 8, din POIZ, este program care va intra în vigoare din anul 2021 și este pe nou ciclu financiar 2021-2027. Orice guvern care intră la anul are un avantaj. Pleacă cu tot ce înseamnă finanțarea europeană de la zero. Adică nu vine să preia de la o guvernare din spate. Dom'le, că n-ai acreditat autoritățile de management, că la nu știu ce măsuri a luat proaste și că uite avem blocaj. Nu! La anul cine vine, adică la sfârșitul anului ăsta, cine vine, are totul de la zero. Deci nu mai poate să dea vina pe nimeni. Că eu m-am săturat... Un start curat, cum ar zice unul. Da, eu m-am săturat că toți care vin și preiau, da, și preiau anumite, nu știu, că se schimbă la nivel local sau la nivel așa, și încă după un an de zile văd în continuare că se spune, domne, greaua moștenire, domne, hai să terminăm. Când îți iei puterea, ți-asumi și activ și pasiv. Hai să terminăm o dată cu prostiile astea. Eu când am fost ministru, n-am ieșit niciodată să spun ce nenorocerea s-a tudre în minister. Și că dădeam în continuare, mi se cerea de la DNA să dau document. Nu am spus public niciodată. Și n-am zis cât de greu mi-a fost. Nu am zis, m-am intrat și m-am apucat să fac treaba. Haideți să terminăm cu prostiile dacă vrem să fim responsabili. Restul cu datul, vina, e foarte simplu. Nu, dar tu ce faci? Că tu ai vrut puterea. Nu ți-a dat, nu ți-a pus nimeni pistolul la tâmplă să te duci premier, să tu să ăla, altul să fie ministru sau... Dar tu ce faci? Lăsând la o parte să dai vina să cauți vinovați. Asta este părerea mea. Domnule ministru, vă mulțumim pentru prezență. Vă mulțumesc, mult succes. Eu sunt doar Mircea și știți foarte bine. Vă așteptăm pentru concluzii după 6 decembrie să vedem unde suntem și mai ales ce facem din 2021. Mult succes, numai mulțumesc bine. Mulțumesc mult de tot. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți sănătoși!